A fost odată o prea frumoasă prințesă care avea o minge poleită cu aur. Într-o zi, în vreme ce se juca lângă un lac din apropierea castelului, i-a scăpă mingea din mâini. Sărind de două ori, mingea a ajunse în lac. De supărare, prințesa se puse pe plâns. Deodată, îi ajunse la urechi un glăscior care o întrebă: „De ce bocești așa dragă prințesă?” Domnița a făcut ochii mari când văzu lângă ea un broscoi pocit care pe deasupra mai și vorbea. Își făcu curaj și îi povesti cum scăpa mingea în apă. Ți-o pot aduce eu, dar numai dacă făgăduiești că o să-mi faci și tu pe plac, zise broscoiul. Dar ce poftești de la mine? Rochile mele, pietrele nestemate, mărgăritarele, ori poate vrei coronița mea de aur, întrebă prințesa. Nici vorbă, domniță, îi răspunse broscoiul. Nu vreau decât să-ți fiu prieten și tovarăș de joacă, să mă lași să mănânc alături de tine din talerul de aur, să beau din cupa ta și să dorm în patul tău. Prințesa își zise că pe semne broscoiul glumea, iar asta o făcu să se învoiască pe dată. Bine, fie, îți făgăduiesc! Broscoiul intră în apa și reveni cu mingea de aur în lăbuțe. De cum văzu mingea, domnița o înhăță și o lua la fugă spre castel, fără să-i arunce măcar o privire sau să-i spună vreo vorbă de mulțumire broscoiului. În zadar striga acesta în urma ei, așteaptă-mă, fată dragă, ia-mă cu tine! În aceeași seară, în vreme ce domnița se afla la masă alături de tatăl ei, regele, în ușa castelului bătu cineva. Mergând să deschidă, prințesa dădu cu ochii chiar de broscoi, când îl văzu, prințesa trânti ușa în fața broscoiului, dar cum regele o întrebă cine fusese, domnița se văzu silită să-i povestească ce pățise în ziua aceea. Ei, dar asta înseamnă că trebuie să-ți ții cuvântul dat," omustră măria sa regele. Dă-i drumul înăuntru numai decât." Prințesa merse și deschise ușa, iar broscoiul o urmă la masă, unde se ospătă taman din talerul de aur al domniței și mai și bău din cupa ei aurită. După asta, prințesa îl luă ea în pat, dar abia ce atinse perna cea mătăsoasă, că pocitania se și prefăcu într-un chipeș prinț. El le povestia apoi tuturor cum zăcuse sub blestemul aruncat asupra lui de o vrăjitoare haină și numai bunătatea unei prințese care să îi îndeplinească toate dorințele ar fi putut destrăma blestemul. În scurtă vreme, cei doi frumoși tineri prinseră drag unul de celălalt și făcură o nuntă mare de trei zile și trei nopți, cam povești, și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.